Anton Pan, despre obrăznicie și calicie. Povestea vorbii. Auzim din alte veacuri că un fecior de împărat, preumblându-se prin țară îmbrăcat în port schimbat, a văzut cu întâmplare în marginea unui oraș o prea frumușică jună cu chip ca de îngeraș, care într-atât de dânsa inima i s-a rănit, cât asupra-i deodată gândul i s-a pironit. Și astfel, cu desăvârșire în amorul ei căzând, începu să pătimească, somnul, liniștea pierzând. Se afla în toată vremea fel și chipa se gândi, cum și ce mișloc să facă el spre a o dobândi. Și de neamul-i vrând să știe, a trimis cercetător, care i-a și spus că este fata unui cerșetor. Fie, zise el, nu strică, slobod este la sultani, ca să-și ia soții chiar roabe cumpărându-le cu bani. Legea văz că nu ne învață ca să căutăm la neam, dacă toată lumea întreagă este de la un Adam. Astfel el, după ce zise, o aduse în sarai, unde ca o împărătea să trăia, ca în sân de rai. Dar însă acele bunuri nu o mulțumea pe ea, îi părea că cu cerșutul cu mult mai bine trăia. Acele mâncări luxoase nu o putea împăca, când le mânca îi părea că după umeri arunca. Mai de multe ori ea, încă la masă dacă ședea, se scula mai mult flămândă, de dânsa nu se prindea. Dar însă și nemâncată vreodată nu umbla, ci după masă în urmă se îndopa când se scula. Că mergea pe la dulapuri, se ducea pe la cămări, unde se afla în vreme feluritele mâncări, și închizându-se înăuntru, mâna la el întindea zicând, faceți-vă milă, și cerșea ca când să-i dea și apoi lua rămășițe de ale mesii și mânca până se sătura bine și astfel se împăca.